Vama veche este noua Mamaia, nu neapărat din punct de vedere al condițiilor de cazare, ci din punct de vedere al gradului de ocupare. Cea mai sudică stațiune de pe litoralul românesc este ocupată acum în proporție de 95%. Pe de o parte este motiv de bucurie pentru patronii de terase și pensiuni, dar pe de altă parte îi nemulțumește pe cei care tânjesc după spiritul Vamaiot. Alexandra Ghețea a vorbit cu ambele tabere și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Alexandra! Cum e la tine acum? Bun găsit tuturor! Să știți că în Vama Veche e loc pentru toată lumea și spun asta pentru că, spre exemplu, aici, în această zonă, o să vă și arate colegul meu, sunt și corturi, oamenii stau și pe prosoape în zonă, dar alături vin aici o altă zonă, vine o zonă cu șezlonguri. Iar dacă stăm să ne uităm puțin în stânga și în dreapta, vom observa că sunt și baldachine aduse, semn că și Vama se modernizează în momentul de față, semn că e loc pentru toată lumea și pentru cei care vin din alte stațiuni, așa cum ai spus și tu, cei care vin din Mamaia și preferă confortul de acolo, stau la baldachine, cei care s-au obișnuit cu spiritul Vămii și cei cărora le este dor de cum era Vama Veche înainte, vin și stau la cort sau pur și simplu pe prosop, pe nisip. Astfel încât în stațiune e loc pentru toată lumea, nici nu ne mai mirăm de ce gradul de ocupare ajunge astăzi la 95%. Cine știe, poate în weekend nu se va mai găsi chiar niciun loc de cazare. Așteptăm să vedem și noi ce va fi și cum se va întâmpla. Până una alta, lumea este pe plajă în momentul de față. Foarte mulți turiști sunt în apa mării și se răcoresc pentru că vremea este numai bună pentru baie. Nu se simte nici canicula în momentul acesta, așa încât la mare este perfect.